Salutare, dragi șoferi! Bine v-am regăsit la un nou episod. O premieră națională pe canalul nostru. De altfel, cum am obișnuit, o premieră națională și de ce nu și una mondială a fost. Noul S-Class W223 2021. Cea mai așteptată mașină din România. Cea mai tare mașină, probabil, la ora actuală din anii 2021. Cea mai tehnologizată mașină din anul 2021. Și de ce nu cea mai râvnită de către jurnaliștii auto din România să o aibă la test. Din fericire, noi am avut-o primii. Mulțumim pe această cale celor de la Tiriac Auto. Haideți să vă prezentăm puțin mașina. În primul și în primul rând, vorbim despre faruri. Cea mai cunoscută opțiune de la noul Mercedes, și anume Digital Light. Adică, ce înseamnă acest lucru? Mașina are, practic, milioane, atenție, de mini-oglinzi în interiorul farurilor, care te ajută să proiectezi practic pe asfalt mesaje. Adică ai un drum în lucru, mașina va proiecta pe asfalt semnul acela cu drumul în lucru. Ai o limitare de viteză, mașina va proiecta celor din față că urmează o porțiune cu limitare de viteză. Așa ceva n-ați mai întâlnit până acum. Sunt cele mai inteligente faruri din lume. Așa spun cei de la Mercedes și tine se crede pe cuvânt, pentru că am mers cu mașina și am văzut pe ce este vorba. În rest, bineînțeles, forma cunoscută a lui Mercedes, da? Un design total nou. Nu seamănă cu nimic altceva de la Mercedes. Partea preferată a mea, alții nu o plac atât de mult, spatele este senzațional după părerea mea, inclusiv acest difuzor de aer, nu-i prea văd eu rolul, dar na, oricum dă bine. Haideți să vedem puțin și portbagajul. Apropo, asta este noua cheie de la Mercedes. În sfârșit au schimbat-o și ei. Da? Portbagajul, difuzoare, bineînțeles, un portbagaj enorm, după părerea mea. Da? Mașina, uitați, este de la reprezentanța, da? Ca să nu avem discuții. Da, cam asta este portbagajul, nimic special deocamdată. Tot ce urmează special este la interior. Încă un gimmick, ca să spun așa, tare, este momentul în care deschide mașina, îndeles mânerele. Practic te invită să intri înăuntru, da? Și dacă tot ne-ai invitat să intrăm înăuntru, haideți să intrăm înăuntru, să vedem despre ce este vorba. Bun, la interior. Totul este complet nou, nu seamănă cu niciun Mercedes. În primul rând vorbim de tableta asta de 12,8 inch. Da, o tabletă foarte mare, care la început, cum spuneam, a fost blamată, dar acum mie cel puțin îmi place la nebunie. Vorbim despre display-ul 3D cu afișaj 3D și o să vă arăt imediat. Apăsăm butonul ăsta de aici de home, practic. Da? Și pe touch avem descent, exclusiv. Uite, de exemplu, punem exclusiv. Wow! Eu am preferat pe sport pentru că n-am obișnuit cu mașinile sport. Uite, putem să luăm clasic. Deci, cu bord de Mercedes. Sportul, da? Cum preferăm noi să mergem pe el tot timpul. Ăsta este senzațional. Și acolo ți-arată rotațiile pe minut în timp real. Saturația motorului și decent, spun ei. Adică asta vorbesc că este pentru mers decent, ceea ce nu este valabil pentru noi. Dăm pe sport. Bun, perfect. Aici avem un senzor de G-Force care îți măsoară forțele G în curbe, spun ei. Da? Ce pot să vă mai spun interesant? Ia să vedem. Aici îți încarci telefonul, bineînțeles, prin inducție, cum spuneai, da? Prin încărcare wireless. Cup holder, poți să spui stick-uri, să asculti muzică, da? De la USB. Aici din nou. Și apropo, inclusiv aici se încarcă telefonul prin inducție, ca să știți. Deci ai practic două încărcări. Tot timpul mi-a plăcut cum se schia asta la Mercedes, tot timpul. Mi-a plăcut enorm de mult. Gurile de ventilație, astea noi, practic, da? Cât de tare să ne intre aerul, de aici selectăm, noi acum avem la maxim. Ele de altfel se și închid sau se și deschid, da? Tableta asta, cum spuneam, aici este home-ul, da? Practic, de aici controlăm tot, aplicațiile, story-ul, Mercedes, da? Se mișcă exagerat de repede. Inclusiv avem limba română, din câte vedeți aici. Aici selectăm temperatura, da? La fel pe tactil. Încă o chestie interesantă, hai să vă arăt.
Știți foarte bine butoanele astea de la Mercedes de reglare scaun, da? Care apăsai și scaunul îți pleca. E bine, acum nu mai este așa, este doar pe touch. Uitați puțin, eu doar țin mâna. Eu nu apăsă nimic. De fapt, butonul nu se duce mai în față sau mai în spate. Butonul stă tot timpul fix. Și scaunul se va mișca pentru tine. E un lucru tare de tot. Pernuța asta, nu mai zic care este, aș lua acasă să dorm pe ea. E superbă. Aici avem memoriile în scaune, ventilație și încălzire, noile comenzi de la faruri, da? Acolo le-am mutat pe ușă. Și bineînțeles, sistemul ăsta 4D Burmester, probabil cred că cel mai scump sistem audio, se aude excepțional, excepțional se aude. Asta cu oglinzii, dar o să vă arăt în mers. Practic, tu când te uiți la oglinda stângă, tu doar apeși și ea se reglează. Sau apoi când te uiți în dreapta, tot la fel apeși și ea se reglează. Practic, am niște senzori care citesc fața, privirea ta unde se duce și îți mută comenzile pe oglinzi. Vreau tot în mers să vă arăt, dacă vă arăt și puțin acum, cu trapa, da? Este prin... touchscreen. Prin touchscreen, da, prin touchscreen. Ceva, da, ce nu vezi la alte mașini. Wow, chiar interesant. Și acum o să ne jucăm puțin, să vedeți despre ce este vorba, cu asistentul vocal. Și o să facem în felul următor. Hi, Mercedes. How may I help you? Turn on massage seat. I'm sorry. Can you say that again, please? Turn on massage seat. I'm switching on the massage for you. Thank you. You're welcome. Și am început masajul. Cu mașina asta n-ai cum să te plictisești niciodată la drum. Practic, ai un prieten, ca să zic așa, cu care vorbești absolut orice. Da? Deci chiar absolut orice poți să vorbești cu el. Hai să vedem dacă merge să schimbăm lumile. Până acum am încercat, dar cred că nu pronunț eu cum trebuie. Hi, Mercedes. How can I help? Change interior color. I'm sorry. Can you say that again, please? Hi, Mercedes. How may I help you? Turn on red ambiental lighting. Okay, I'm changing the color. Thank you. Nu ne-a mai spus data asta. Bun. Inclusiv pot să spună glume. V-am arătat, o să vă arăt și mai târziu, dar hai să vă arăt și acum. Hey, Mercedes. How can I help? Tell me a joke. Sorry, my engineers were German. Ok. Thank you. Mașina este genială. Genială, genială, genială. Am încă o chestie. Pe volanul ăsta, vedeți că este volan nou. Acum lăsând gluma la o parte. Padelele, bineînțeles, pe volan, nu pe consolă, da? Avem practic totul pe acest volan. Butoanele de home care sunt, cum spuneam, cu touch. Cruise control-ul, să selectăm să țină banda, să țină distanța. Comenzile vocale și, bineînțeles, comanda pentru infotainment. Mercedes, cum ne-a obișnuit, nu a renunțat la schimbătorul de viteze. Practic avem de a face cu o cutie 9G, cu 9 trepte de viteză. Cred că este clasica lor cutie. Cred că am uitat să opresc masajul. Hey, Mercedes! Hey, Mercedes! How may I help you? Turn off massage seat. I'm switching off the massage for you. Thank you. You're welcome. Bun, să revenim. Da, deja mă deranja la un moment dat. Bun. Un masaj, încălzire, răcire, la fel comenzile sunt vocale. Cel mai bine zic că să ne mutăm puțin și în spate, pentru că practic cei care își cumpără un S-Class, acolo le este locul, da? Mașina asta trebuie să fie condusă de un șofer. Așa o văd eu cel puțin. Acum și cum o vedeți și noastră. Și cel mai mult o să vă arăt de la din spate. Chiar sunt niște chestii interesante. Hai să mergem în spate. Cum spuneam, se merge puțin în spate. Bineînțeles, aici trebuie să stea
proprietarul mașinii, da? Și o să vă arăt acum, apăsând butonul acesta, plecă scaunul, o să dureze ceva, așa e de la Mercedes, durează puțin până se... Practic el acum se va culca, ca să zic așa, de tot, da? Să ne facă loc să putem să stăm pentru distanță lungă de timp. Eu zic că avem tot, scaunul încă merge, da? Încă nu este gata, de asta am zis că durează puțin. Wow, deja am mai mult loc acasă. Vezi, scaunul mi-a plecat, da? Uite, inclusiv la picioare. Mamă, cred că mă ia somnul, frate. Păi pot să stau aici Sharply. Pentru asta, să știți că aș da banii pe mașina asta. Deci este... Doamne, merită toți banii. Pot să stau aici până în America. Bun, să ne revenim puțin ce are pe pământ. Aici avem, bineînțeles, lumina ambientală, da? Aici climatronicul. Da, dublu climatronic. Aici trebuie să fie tableta. Dar și de la Țilea cred că nu ne-au dat-o. O să ne uităm dacă este la interior. Nu este. Apropo, încă o încărcare wireless aici. Da? Și bineînțeles, monitoarele de pe care tu practic poți să controlezi absolut tot. Ia să vedem. Acum i-am dat să se strângă scaunul înapoi, să ne revenim puțin la normal. La fel, durează puțin, dar își face treaba. Perdeluțele de la geamuri, bineînțeles, electrice sau cu comandă vocală, cel puțin așa spune ei. Chiar sunt curios să probez, să văd dacă merge. Ia să vedem. Cred că este gata, nu? Nu este nicio gata. Cum spuneam, aici avem, da? Practic ce avem în față, putem să controlăm și, și de aici, din spate. Dispozitivele media, aplicațiile, mașina are internet tot timpul în habitat. Ne vedem ce avem pe aici. Ne arată vremea, cum este vremea. 3 grade, însorit. Este ok. Am zis că încercăm să vedem dacă merge inclusiv asta cu perdeluța. Hey Mercedes! How can I help? Turn on sunshade. I'm sorry. Can you say that again, please? Turn on sunshade. I'm closing the rear right roller sunblind. Și practic nu trebuie să apeși absolut nimic în mașina asta. Este senzațională. Senzațională mașina. Uite puțin cât loc avem aici, în spate. Și cu... Probabil cel mai tare difuzor ever de la o mașină. Uite cum stă el acolo. Și cum ne privește. Așteptăm să băgăm o muzică. Să răsune în difuzoare, dar din păcate nu avem voie pentru că ne luăm band de la YouTube. Bun, aici este cotiera, cum vă spuneam, da, cu încărcarea. Aici este un spațiu de depozitare. Da? Așa. Și practic putem să ridicăm cotiera și să spunem că mai încape aici încă un copil. Că un om nu prea aș vedea cum ar încăpea, dar toată treaba la mașina asta este să ai asta jos, da? Și să fim decât 4 inși în 4 persoane în mașină. Cum spun, încă o premieră, aș putea spune chiar internațională, la mașina asta, o inovație, este că în spate, mai exact undeva aici, se află primul airbag pentru pasagerii din spate din lume. Practic, în caz de accident, din acest spătar, ca să zic așa, iese un airbag, se desface, destul de mare, destul de mare și de lung este chiar, și te protejează cu totul, exact ca și în față. Nu mai vorbim de cele de la genunchi. Și tot în caz de accident, mașina asta este atât de inteligentă încât are pe lateral niște senzori care, în momentul în care ea simte că vine o mașină și va avea loc un impact, practic suspensia sare, pur și simplu sare mașina, am înțeles, cu câțiva centimetri se ridică de la sol. Practic
de la cauciuc în sus, suspensia se ridică câțiva centimetri într-o secundă, ca impactul să nu fie fix în uși sau în tine. Să te ridice cumva, să te apere, să te projezi, să te ridice puțin mai sus. Puteți să căutați clipurile astea pe YouTube, să le vedeți despre ce vorbesc. La fel, este un lucru excepțional. Adică gândiți-vă câtă tehnologie și câți senzori sunt în această mașină. Tocmai de aia se spune că practic este cea mai inteligentă mașină a anului. Mașina l-a condus, bineînțeles că fiind o limuzină, da? Ai tot luxul, se comportă exact ca un iaht pe șosea. Adică parcă plutești pe șosea cu ea, nu simți absolut nimic. Antifonarea din exterior nu se aude absolut deloc. Nimic nu se aude. Dacă ai nevoie, bineînțeles, să-ți asculti melodiile preferate, ai sistemul 4D de la Burmester, făcut special pentru tine, care costă, bănuiesc, o avere. Și credeți-mă, sunetul din această difuzoare este senzațional. E probabil cel mai tare sistem audio pe care l-am auzit vreodată într-o mașină. Multă lume spunea că aceasta cu head-up display-ul, cu realitatea augmentată, te distrage puțin. Din contră, ai tot ce ai nevoie. Șește semnele, viteza, te ține pe bandă, îți arată practic ce înseamnă realitatea augmentată. În momentul în care tu intri, de exemplu, îi dai pe navigație să ducă într-un loc anume, el practic îți pleacă o săgeată la, să zicem, 200-300 de metri în față și îți arată pe unde va trebui să faci tu stânga, dreapta, unde este ieșirea în sens. Practic te ghidează tot timpul pe săgeți mișcătoare. Dar asta nu am cum să vă arăt, pentru că nu se vede pe cameră. Și bineînțeles vorbim despre, cum am mai spus, despre farurile digital LED, care după părerea mea sunt cele mai inteligente faruri. Și credeți-mă, am fost într-o parcare subterană cu ea, unde era destul de întuneric și din momentul în care o pornești și jocul acela de lumini și cum se vede, este ceva senzațional. Deci ceva ieșit din comun, n-am văzut la nicio mașină. În rest, bineînțeles, cele mai bune materiale. Mașina trage destul de bine, deși avem de a face cu un S400 formatic, adică un motor de 3000 diesel și 340 de cai putere. Da? Cum spuneam, bordul ăsta 3D care e ceva la fel, nu există pe nicio altă mașină. Ce au mai schimbat ei și mi se pare mult, mult mai comod este comanda de lumini, este aici pe ușă. Și bineînțeles scaunele, în care tu acum totul este tactil, tu practic nu mai miști butonul ăsta. Acum doar ții pe el și scaunul se mișcă înainte, în față, stânga, dreapta, ce vrei tu să faci acolo cu el. Haideți să vă arăt câteva funcții interesante la mașină, ceea ce pe mine unul m-a dat pe spate. În momentul în care tu poți să vorbești practic cu mașina, bine, asta era mai de mult apărută pe Mercedes, dar asta bănuiesc că depășește orice. Hi Mercedes! How can I help? Turn on massage seat. I'm sorry. Can you say that again, please? Turn on massage seat. I'm switching on the massage for you. Și bineînțeles, masajul la început. Trebuie să se inimerești acolo comanda exact cu accentul pe care trebuie să-l pui. Bineînțeles, o altă dotare interesantă la noul S-Class este că puntea spate virează și virează destul de mult. Aceasta este o opțiune, bineînțeles, pe care o bifez când achiziționez mașina și ele virează invers față de cele din spate, din față, pardon. Gândiți-vă că când vă uitați de obicei la acele autobuze, dacă țineți minte, Mercedes, care virau spatele, nu știu, exagerat de mult, practic se puneau roțile așa, e cam așa se întâmplă și la noul S-Class. Este una dintre cele mai scumpe, probabil, opțiuni la mașină, dar, după părerea mea, se merită, mai ales în momentul în care vrei să întorci o mașină de asemenea dimensiuni și mai ales la parcare. Și tot vorbind de parcare, mașina are una dintre cele mai inteligente sisteme, spun ei, din lume, de parcare autonomă, adică se parcheze singură mașina. Gândiți-vă că este mult peste ce ați văzut la Honda E, de exemplu, sau la E-Class sau la seria 7. Așa spun ei, că este cel mai inteligent sistem de parcare din lume. Și tind să-i cred, pentru că practic v-am zis, cu mașina asta practic tu vorbești. Ai câteva butoane aici. Totul este din vorbit. Și până la urmă mașina asta mulți spuneau că, nu știu, că este urâtă, că n-au văzut pozele cu acest interior, că este o glumă, că n-are cum scoate merge așa ceva, dar uite că până la urmă a scos și credeți-mă că prinde foarte bine chestia asta. Pe mine m-a impresionat cel puțin.
tableta asta, este impresionantă. Dacă tot vorbeam de glume, hai să vedem dacă poate să ne spună și o glumă mașina. Hi Mercedes. How can I help? Tell me a joke. German engineers don't joke with cars. Vedeți? Deci n-ai cum să te plictisești cu mașina asta la drum lung, este imposibil. Uitați-vă puțin cum este scaunul în care stau eu, este practic un fotoliu. Nu pot să-i numesc scaun, ar fi o jignire să-i spui scaun. Piele ventilată, masaj, pernuța asta la cap care este senzațională. Aș putea să conduc mașina asta fără să mă opresc, să mă dau jos probabil de aici, nu știu, până în Germania. Este... mănânci și autostradă cu mașina asta, kilometri între zeci de kilometri, sute de kilometri, fără să simți oboseala. Vorbeam mai devreme de sistemul ăsta audio, vă spuneam că este 4D, da? Gândiți-vă că el, în interiorul lui, i-au făcut, este conceput cu ajutorul unui praf sau ceva de genul ăsta, particule de cristal. Și ele noaptea, în momentul în care le dai drumul, se luminează așa cu albastru și se văd, practic ai un joc aici în interior, nu știu cum să vă explic. Și se zice că particulele de cristal ajută foarte mult la calitatea lui, ca să zic, calitatea sunetului și la cât de mult va ține sistemul ăsta audio pe termen lung. O explicație asta mai tehnică, în care eu nu mă pricep și nu-mi place să intru. Bineînțeles, asistența tehnică, asistența de condus. Practic mașina asta poate să meargă singură, după cum știți. Frânează singură, ține banda, urmărește pe cel din față ce face el. Mașina copiază, practic, dacă el pune frână, mașina se oprește singură. Este un nivel de autonomă, destul de mare. Este o zi superbă aici la mare, la Constanța de Sorită, toate că este iarnă. Și sper să nu ne încurce soarele prea mult. Vreau să vă arăt puțin cam cum trage un motor de 3000 diesel la 340 cai pe 9LS. Și vă să vă arăt imediat. Wow, trage. Acum începe să așeze la drum. Ăla, wow. Și nu, practic viteza urcă, tu nu simți absolut nimic, nu ești ca într-o mașină de-asta să te zmucească, să fie brutală. Dar viteza crește destul de repede, ținând cont de gabaritul mașinii și practic un este un motor de 3000 diesel. Cum spuneam, performanțele sunt relativ ok după standardele care sunt obișnuit, chiar sunt ok mașinile. Încă o chestie tare de tot, gândiți-vă că noi acum practic ne arată mașina exact în locul unde suntem noi. Da? Este imposibil să lovești mașina după părerea mea. Uitați că ne arată inclusiv pietrele de pe jos. Deci e prea tare mașinuța asta. Uite, unde virează, unde se va duce roata în momentul în care tu virezi, ca să ai vreo groapă, vreo baltă, nu știu, să-mi dai în ea. Eu, te plimbi, uite. Apoi, dacă vrei, dai așa, se vede în spate, inclusiv în față, da? Pac, ne-am mutat aici. Vedem inclusiv oameni, unde suntem noi acum. E... da, e interesant acest lucru de văzut. Da, asta înseamnă S-Class 2021. Ce pot să vă mai spun despre mașină este că probabil că dacă aș avea bani, cu siguranță mi-aș cumpăra-o. Cum spuneam, cea mai tare mașină în momentul, cea mai așteptată. Prețurile, modelul pe care mergem noi astăzi, din câte am înțeles, este undeva la 160, aproape 170 de mii de euro. Cu opțiunile pe care le vedeți voi aici, mașina este, credeți-mă, aproape full option. Singurul lucru care îi lipsește, din ce am înțeles, este acea direcție de care vă vorbeam pe spate. Da? Nu virează roțile din spate. Probabil că este și cea mai scumpă opțiune. Și mulți nu o pun, poate nu o văd așa interesantă și de folosință. Eu sper că v-a plăcut acest material, am încercat să acoperim cât de multe am putut în acest interval scurt de timp. Contează că v-am prezentat-o primii, sper că apreciați acest lucru pentru noi. Și ne-a ajutat mult un subscribe, un like la video. Și nu uitați că mă găsiți pe Instagram, acolo unde tot timpul voi posta, chiar cu 2-3 zile înainte să apară clipul pe YouTube. Din momentul filmărilor, story-uri, poze și așa mai departe, Driver România. Și pe foto.dr, adică Costi, cel care m-a ajutat să filmăm și să facem acele poze minunate. Până data viitoare vă spun la revedere!